A venit tăticu. Salut, Serghei, ce faci? Bine. Sărut mâna, eu sunt Cătălin. Smaranda. Bună, Smaranda. Bună, Ana. Bună, Ana, ce faceți? Bine. Cum sunteți? Bine. Voi cum l-alintați pe Serghei? Cum îi spuneți? Serghei. Serghei. Nu, tati, tătuțu, tăticuțu. Nu? Vine tata și îmi pare rău. Vine tata. Vine tăticuțul meu și vine Serghei, așa, perfect. Nu mai aduceți aminte că venea Serghei, când mergea Serghei la ședințele cu părinții sau nu mergea la ședințele cu părinții? Nu, nu? Nu. Nu. Never. O singură dată am fost la școală și am... Nu la școală, era festivitatea de premiere, eram în clasa întâi. Da. Și am luat premiu și era festivitatea de premiere. Deci ai luat premiu în clasa întâi, Smaranda, da? Mai multe clase. Da, nu, dar festivitatea... Și s-a oprit. Nu, ziceam, festivitatea de premiere, tu, coroniță, premiu și... Și a venit cu încă un prieten beat mor și mi-au stricat toată festivitatea. Cum beat mor, eram supărați. De ce ești supărat, tocmai luase locul tău? Păi o țineai acolo cu bani, avea, dă-i drumul la copil, că trebuia să mergem la restaurant. Lăsați copiii liberi. Lăsați copiii liberi. Și după aia n-am mai fost la școală. Și n-ai mai fost. N-a mai fost el. Nu, la ele. Da. Băi, știi ce? Pe tine te-am văzut în foarte multe ipostaze, cum spuneam ceva mai devreme, non-conformist, în tot felul de emisiuni, în tot felul de show-uri. Dar nu te-am văzut niciodată ca tată de fată. Cum era el ca tată de fată? Păi să-mi spui că și cu asta am avut jucării. De ce? Cu... La mine n-ai ajuns până la școală. N-am la școală. Asta era premiată, ce erai cu 10, cu alea, și asta, cu, nu știu, toate astea. Cu cine mai au la bătaie pe stradă? Cu profesoara, de ce profesoara? Da, de franceză. De franceză. De ce? Că aia a fost în trafic. În trafic. Dar norocul meu... Dar nu știi că e profesoara de franceză. Nu, domne, dar ea în loc să spună, fii atent, gest. Deci ea nu mi-a dat voie să ies. Și eu m-am dus și nu știu ce, făceam așa și ea nu făcea așa, așa, așa. Și unde scrieam și zic, băi, corpătoare de minori, înțelegi? Cu aia. Și ea pe acum așa. Și tot am vrut să o duc la bordură să... Și n-am putut și am ieșit și am scuipat-o, că asta a spus, nu era tata. Dar aia da, eu am încercat să eluzez. Nu era tata, bă, dacă m-a scuipat, l-a recunoscut. A venit măsa, ce cu tata la Ana la școală? Păi nu știu unde e școala. Pentru că nu s-a prins că pe stradă a fost. Dar oricum n-a fost, că am trimis pe aia un buchet de flori și n-a fost să-l primească. Pe ce să vine, de a fost un... Trebuie să vii tu, nu eu, cu buchetul de flori care îl plăteam pentru... Atunci în ce clasă era Ana? Eram a 11-a. Mamă, în clasa 11-a și când a venit profesoara, ce ți-a zis? Și care sunt? Eu sunt și francofob, dar vreau să-i am echis că tu feme, uite la mea, uite tu vreo Lyon? Adică puteam da un dialog. Dar am făcea așa și mă călca pe mine, băi, ești cu bătări. Dar pula asta, uite, spune, bă, boule, sunt profesoara lui Fita. Pe unde să ții pe femeia în trafic că sunt profesoara? Dar deschide amul să-mi spun, băi. Când a venit la școală, cum a fost? M-a luat prin învăluire, pentru că mi-a zis, l-am cunoscut pe tatăl tău. Și am zis, a, da, m-a spus la restaurant, că pe vremea aia avea restaurant, zice, nu m-a scuipat din mașină. Zic, nu era el. Deci, nu e tata. Nu era el. Și? Da, mă, așa că nu sunt eu. Zic, da, avea o mașină, a deschis mașina cap-coadă. Zic. Și a contat asta la școală? Zic, a avut o rătăcire. Așa ai zis? Așa am zis, păi ce puteam să-i zic? Trebuie să-mi spune, el scuipa în strafic. Da, are un tic verbal. Am un tic verbal. Da, și cum era cu Serghei? Deci asta a fost la tine în clasa 11-a. Dar în rest era tot așa? La școală, ok, am înțeles că n-a fost. Dar în rest putea să povestiți cu el orice? Sau mai bine nu? Da. Da, ce? Era de treabă, ne-a furat dulciurile. Asta s-a mai puțin cu mine, asta m-a răsat. Lasă un pic să vorbească, Ana, ia zi, atunci cum mă furat dulciurile. De unde? Mi-a furat dulciurile de Crăciun, de Moș Nicolae, de alea, m-a întrebat ce am primit și... Hați! Ia omul se gândea că nu vă face bine dulcele, foarte bine. Păi scrie acolo, cu zahărul... Da, dulciurile, cine și-a zis, tata grijulie, haide să luăm dulciurile. Dar de ce, tu, Ana, de ce ai stat mai puțin cu Serghei? Eu am crescut cu bunicii materni în mare parte și s-a considerat că influența lui nu este foarte fastă în ceea ce privește creșterea unui domnișoare. Asta după ce am înjurat la grădiniță. Adică erai la grădiniță și? Eu eram la grădiniță și mă trăgea un corec de păr. Băiatul mi-a zis pic. Mă trăgea un corect de păr și m-am întors acasă și i-a zis bunicii mele că dacă nu încetează, o să-l bag în
Da. Înapoi. Eu am înjurat tot timpul și eu zic că e foarte bine să înjuri, că dacă nu înjuri... Nu, dar se duce copilul la școală și e curios ce spunea, ce spunea. Că așa da, că așa. Știu de la tata, du-te, Doamne, Doamne. E mai bine așa decât, părerea mea. Și la grădiniță când ți-ai dat seama? Dar ea n-a stat cu tine, de eu care a stat, n-a stat cu tine ce am înjurat. Eu la școală n-am înjurat niciodată. Nu, da. Și eu am înjurat o singură dată după aia. Tentativele de... El începe. Are o chestie să spună că sunt agresivă, așa și pe... Pe live-urile lui. Pe live-urile lui. Ești cu mine la volan și zic, cu cine juri în halul ăsta? Cu unul în trafic, mă dau și acum. Zic, poate te bate unul în trafic. Și el spune că-s bătăușă, că... Și scrie lumea acolo. Nu-mi place de fata aia. E, și nu mai pot eu. E mahalajoică, bătăușă. Am zis că îmi doresc un câine și scriau, nu-i cumpărați, domnule, câine, că omoară cățelul. De ce i-au luat motamo? Exact ce zice el. Ce zice el, că-s bătăușă, că... E fac scandaluri. E, fac scandaluri. Stai un pic, lasă să spunem. Nu fac scandaluri, dar normal că dacă mă enervez, Smaranda, e momentul să-ți reabilitezi imaginea. Suntem în direct la televizor. Te rog frumos, ne spune cum ești tu. Deci ești blândă, da. În trafic. Calmă. Ești calmă? Împăcitoare. Diplomată. Da. Ce e, Sergei? Nu știu. Dar cine nu înjură în trafic? Spune și tu. Eu. Acum nu mai jur. Din cauza faptului că femeile din jurul lui. Deci, Ezbara, dar spune-ne tu cum ești. Deci nu ești supărată în trafic. Ești e, în trafic nu mă mai enervez. Dar nu că-s bătăușă. N-am bătut pe nimeni. Ce... Încă. Și... Mai sunt verbal uneori. Da. De ce râzi? Da. Pe ultimul cum a plecat pe jos cu papurița și fără telefon. Da, cum s-a întâmplat asta? Da. Dar la nici școala n-am fost agresivă. Deci sau era, era iubitul sau ce? Nu, dom'le, nu. I s-a părut că... Mi-am pierdut telefonul. M-am întâlnit cu mătușa mea și-a pierdut mașina, care a murit. Și... Ea era bolnavă și eu foarte bucuroasă că am văzut, am sărit din mașină, m-am dus, am stat de vorbă cu ea, ea a intrat la un magazin și eu când m-am dus în mașină nu mi-a mai găsit telefonul și mașina era parcată lângă o stație de autobuz, acolo, în Snagov. A plecat bietonul pe jos, dar mai luat ce autobuz. Și nu găsea telefonul și m-am dus la domnul care era în stație, zic, mi-a furat telefonul, el, nu, doamnă, zic, dă-mi telefonul că aveam în el numere importante. Că-ți fac un procedeu. Nu, e. Nu, doamnă, nu v-am luat eu telefonul și a vrut să-mi dea o paporniță, să mă uit în ea. Zic, doamne, nu-ți umblu eu în paporniță, zic, dăm telefonul ca să nu iasă urât. Deci tu hotărâte, credeai că omul ăla ți-l-a luat. Eram ferm convinsă că n-am mai trecut nimeni pe acolo. Și pe urmă vine altcineva, mă sună și era telefonul mașină. Nu, nu, omul ți-a cerut numărul și ai zis, mai încerc și numărul, bă, ce mai... E cu tot ce ai făcut acolo, bă. Da, am zis, cum să-ți dau ție numărul meu de telefon, da. Și-a luat paporniță, așa a plecat. A vorbit așa frumos că a plecat pe jos, n-am luat nici autobuzul. Deci foarte calm. De fapt, mai telefonul era în mașină. De fapt, telefonul era în mașină. S-a dus să-l acupă. Da, nu l-am înjurat, nu i-am spus nimic. I-am zis că mi-a luat telefonul. Zbarată, tu ești sora mai mare. Da. Și v-ați înțeles întotdeauna bine? Sau? 13 ani e diferență între noi. Destul de mult, nu? Da. Și v-ați înțeles întotdeauna bine? Da. Da. Nu te enerva întotdeauna sora mai mică, că întotdeauna avea... Da. Dreptate, știi că când sunt frați, întotdeauna ăla mare e mai protejat. Nu am stat, nu stau, n-am stat, stat niciodată împreună așa și... Adică fiecare stă în punct de apucat. Fiecare stă Nu stăm, că toată lumea mă omoară chestia asta. Nu stăm așa, domne, să... Nu știu cum să spun, să stăm cu, ca familie, cum stau ea, că vin, mănâncă odată, stau în trei camere, fiecare punct de... Ne vedem. Când ne vedem. La sărbători. La sărbători, dar nu stăm 24 cu 24 să ne vedem, să ne enervăm unul pe altul, nu? Păi cum să stăm 24 cu 24? Fiecare are casa lui. Da, dar și când eram mici, fiecare avea casa lui. Adică n-am stat toți într-o casă. Da. Adică stăm, asta vreau să explic eu, creierul meu. N-am stat toți grămadă să vă vedeți la masă, să vă bateți pe baie, să vă sară faianța. Să... Păi nu, deci n-am. Uite, avem un brad aici, vin sărbătorile. Pentru voi cum era copilăria și perioada asta a sărbătorilor de Crăciun? Cum era, Ana? Plină casa întotdeauna. Aveam un singur pelipan, tot mergeau până la școală. Da. Știi cum era? Dar vezi că mai devreme de intrat direct a zis că nu a fost, nu chiar cu de toate, sau cum ai zis, Ana? Ei, cum? Să mă aminți la mișto? Am zis la mișto. De asta zic că... Nu uita totuși că suntem fetele lui Serghei, deci nu trebuie să crezi tot ce zice. Da, câteodată e un avantaj sau un dezavantaj să fii fata lui Serghei? Și avantaje, da. Și dezavantaje. Dar de cele mai multe ori, nu știu, cel puțin pentru mine, a fost avantaj. Doar în club, când i-a spus cine... că ești fața mea, fiști. Da, da, aia a fost cea mai grea. Unde s-a întâmplat?
Eram într-un club din Mamaia și mi-a zis un prieten, zice, vrei să vezi ce înseamnă numele tatălui tău? Zic, da. Dar lumea se sperie de mine, dar știu ce. Da. Și a chemat un... Nici eu nu înțeleg. A chemat pe ceva de acolo din club, un băiat, și l-a întrebat, cum ți se pare fata asta? El a zis, așa, așa, așa. Zice, ai plecat cu ea acasă? Zice, da. Zice, vrei să zic fata cui este? Și a zis, a cui? A lui Serghei Mizil. În clipa când a auzit Serghei Mizil, s-a întors și a rupt-o la fugă, dar nu că a rupt-o la fugă în altă parte a clubului. A plecat de tot, pe plajă, încă deci fugea. Ea putea să aibă viața ei fericită cu băiatul ăla. Putea să se întâmple multe lucruri. Dacă mergeam în bibliotecă, nu mă cunoștea nimeni. Asta sunt în clubul unde mă cunoștea toată lumea, nu? Și în bibliotecă te cunoștea, grație lui tata aia, nu? Nu ești măritată. Pe ce și pe ce avea tata cu mine? Dacă nu te mai păcăști, ce frică de mine? Iar Zmaranda, mă rog că să iei bibliotecă. Zmaranda, tu ești divorțată, dar tu ai un copil. Nu aveți un băie, ai un băiețel. Da, are 15 ani. Mamă, 15 ani? Da. Foarte tare. Înseamnă că sunteți prieteni. Acum e perioada aia și de adolescență, nu? Da. Că am început și eu să văd cum e la mine, că la mine fiul meu are 11 ani dificil. Și am început cum îți răspunde într-un fel. Da, perfect. Bunicu? Ești bunicu? Nu, tot Serghei îmi spune. Da. Cum? Serghei. Tot Serghei, nu spune nimeni bunicu. De asta, dar nu-ți zice bunie, bunicu să-l zice? Nu! O, papa. Dar te-ar deranja dacă ți-ar zice bunicu, bunelu? Nu mi-ar place, ci... dar n-am raportul. Să zic că nici cu ele n-am avut raporturi de... adică asta... Când spunea tată când vrea ceva, că asta numai Serghei, Serghei, Serghei... Dar te rog să-i spui cum trebuia să te cheme pe tine și cum îți imaginei tu cum te-ar striga lumea. Gheorghe. Costel. Le ziceam cu fața asta, băi Gheorghe, mă mulțumesc. Nu știu, mi se pare idiotă ca Gheorghe legat de fața mea. Că nu se asociază cu tine. Cu mine, nu. Gheorghe n-are nimic cu Gheorghe. Da, da. Dar trebuia să-l cheme Gheorghe? Să-l spune Ghiță. Ghiță? A venit Ghiță. A venit Ghiță în club. Și s-a bătut cu tatoiul. Trebuie să te încep cu aia. Da, cu Mărica. Dar spune, ce zic cum era de Crăciun? Adică, ok, casa plină cu de toate, dar mergeați la colindat? Cum era? Nu. Nu. La petrecere ne mai trimitează la colindat. Între noi acolo, da, la masă. Da. Când ați mis cu sorcul, cu da. Nămolecul. Da. Dar știi ce? Astăzi te-am văzut un pic așa mai tăcut. Când sunt fetele aici, ești un pic altfel. Nu. Am râs afară. N-am vrut să începe asta, că o vedem la servici, că aia altă, că nu știu ce, și că nu știu ce. Nu zici așa? Nu. Cum nu zici că iar ai făcut, chiar zic colegii că sunt... Dar ce zic colegii tăi, Zmaranda? Nu comentează nimeni, nu. Da, mai ai momente când te înțeapă cineva sau ați avut vreun moment în care nu știa cineva din zona voastră că Serghei e tatăl vostru și poate zicea ceva? Bă, l-am văzut pe Serghei nebunul ăla sau ceva? E, nu, că vă zic pe față. Totdeauna știu. Vă zic pe față. Cum pleacă vecinii când vin cu... Ia, putem să povestim și momentul ăsta? Mă duc să-mi iau niște întrebări, că am un test pentru tine, o să vezi imediat. Teste imediat. Dar stai să vezi cu vecinii, cum e cu vecinii? Că pleacă, că când mi-am luat eu o casă și când au întrebat vecinii cine mai stă pe acolo și când au auzit, n-au zis că eu, au zis Serghei Mizil și au tras palme în cap. Dar nu știa că asta-i fi mea. Dar s-au liniștit când au văzut că... Da, s-au liniștit când au văzut că tu ești de o finețe. Bineînțeles. Mi-a zis, cu cine se mutai, Serghei Mizil? Aoleo, păi era un complex de vile și aia ce a zis, că vine acolo cu piscine și a zis, vine să la piscină cu băuturile, cu alea s-au terminat piscina. S-au terminat alea. Foarte bine. Fii atent, Serghei, vreau să-ți dau un test și de data asta o să vreau să fii foarte atent dacă se poate. O să vreau să vedem cât de bine le cunoști pe Ana și pe Zmaranda. O să am câteva întrebări ca pe TikTok. Greșit. Am început greșit. De ce? Cât de bine le cunoști? Greșit? Deloc nu ne cunoști. Nu privind lucrurile mundane, să zic așa. Adică dacă îl întreb când suntem născute sau din Ana. Deci, Serghei, când e născută Ana? Pă... 5 zile de tine, în plus. 28. Ana e bruneta. Pe Zmaranda, știi, pe 4... Octombrie. Una din două. Și Luca? Și Luca când e născut? Când a avut el. L-ai lăsat pe ginecologul meu? Oh, ulu, dacă ți mai ai întrebări. Să vezi ce am mă fac. Am murit. Săracu. Să vezi ce mă fac de căcat.
eram cu Horațiu Mălele și cu toată lumea la restaurant și era ginecologul cu care a născut, de nu știam, înțelegi? Și mă treabă unul cât are Luca. Dar atent, că nu suntem pe online aici, suntem la TV, trebuie să avem un pic grijă la... Nu, că nu e nimic urât. Nu e nimic urât. Și eu am spus odată, repede, așa că când m-a spus Luca, zic atât cât are, atât. Și el a spune, n-are atât. Eu de ce m-am schimbat la față? Nu știam cine la masă, înțelegi? Are atât. Și am luat aer în piept, zic, mă, dar știi tu când e născut nepotul meu, că-ți dau și una așa? Și m-am tras cu rațiul de mă, vezi că cu ăsta a născut. Era ginecul. Da, eu luat să zic, dar am văzut după față că mă duc spre. Zic, uite mă, știi ăsta cum e? Eu să iau foc cu el, că să mă fac de căcat că n-am știut cu tata copilului. Și ăla potolește de cu ăsta a născut. Bun, haide să vedem, vreau să ved. Dar repede, întrebările nu-s grele, de pe TikTok. Ca pe TikTok, da? Pac, și arăți cu degetul ori la Smaranda, ori la Ana, da? Da. Cine este mai sensibilă, Smaranda sau Ana? Smaranda? Da. Voi puteți să comentați dacă nu sunteți de acord sau dacă e ceva de spus. E corect? Da. E corect? Eu sunt foarte sensibilă, da. Da, ești sensibilă, ideea. Cine a plâns mai des după băieții de-a lungul timpului? Nu știu, că n-am stat cu ele. Niciuna. Nu plângem după băieții. Eu le-am spus la început, să aibă lovele lor, să nu stea după fraier. Fără Caterinca. Mă, după fraier. Ăla e, poate fie soțul lor. Lasă să termine întrebările. Da. Pune-mi o întrebări, că-s foarte inteligent. Zi. Mai departe, cine e mai supărăcioasă? Aia. Eu? Cum iubeat, cum ți-am zis ceva, cum te cocoșezi? Depinde. Păi de bine, asta mai... Eu am stat mai mult cu el și m-am încălit, nu mai bag în seamă. Ce bună a fost asta. Deci, Ana, tu ești mai supărăcioasă. Și dacă vorbește și mă enervează, vorbește singur, nici nu-l aud. Am înțeles, deci pleci, lasă să vorbească, nu? Nu plec, stau lângă el, dar nu aud. Și se enervează. Samantha, că el nu-mi zice Smaranda, el îmi zice Samantha. Chiar mi-a cineva pe Facebook, ai scris tu, cred că Samantha. Da. Ți-a greșit tatăl numele, el nu-mi zice Smaranda, el îmi spune Samantha, dar dintotdeauna. Mulți prieteni de lui chiar nu știu că mă cheamă Smaranda. Perfect. Hai să vedem, cine gătește mai bine? Niciuna. Departe de noi aici. Care e mai vulcanică? Smaranda. Cine cheltuie mai mult? Nu știu, că nu stau cu el. Păi, nu de așa. Samantha. Eu totul. Dar fără ne vedem, mai rochi. La mine e idol. Cine jură mai mult? În trafic. Ana. Nu tot. Păi zici și de ea ceva. Dacă nu jură, să nu mă ustă, eu merg cu ea cu mașina. Cine își sună mai des mama pentru diverse probleme? Ana sau Smaranda? Păi n-avem Ana. Aceeași mamă. Cum? Eu am altă Ana. Mamă, ea are altă mamă. Da, da, să o sună în continuu. Ia pe mama, eu pe mama mea. Care și eu pe mama mea, mai bine să sun că era ce mică. N-are telefon, mama. Trebuie să o desgros. În copilărie, din ce ți-aduci tu aminte, cine făcea mai multe năzbătii? Smaranda sau Ana? Bine făceau că eu le depășeam, Ana nu mergea cu mine, asta mergea cu mine la toate... Deci el făcea cele mai multe năzbătii. Deci voi trebuie să aveți grijă de el. Da. Dar dacă ar fi să-l caracterizați voi așa pe tatăl vostru în câteva cuvinte, cum ar fi? Tata, vine tata, de ce simpatic ești, cum fuge. Smaranda, zi tu, cum e tatăl tău? Cum ar trebui să-l știe lumea? Un geniu. Da. Un titan al gândirii. Un titan al gândirii. Nu, lumea ar trebui să știe că e un om foarte deștept și cult. Că el face tot felul de scălămbăieli. Dar nu fac asta, mă! Lăsa-mă un face scălămbăieli. Păi să zică, dar părerea ei. Deci nu ar trebui să știe că ești citit, da. Cult, așa, dar faci scălămbăieli. Un om cu coloană vertebrală, în orice business a avut cu oricine, a fost... Un mare caracter, nu știu, că e tai că nu pot să vorbesc că... Eu nu m-am sucit cu prietenia, am rămas cu prietenia, indiferent de dacă... Și-a terminat arte, sufletul de artist. Este cam și 5 filme, n-ai spus nimic de filme. Nu, dar e un om cu caracter, cu coloană. Ceea ce în ziua de azi foarte rar mai găsești. Chiar dacă pare el. Nu e așa cum pare. Deci nu e așa cum pare. E băiatul ăla care... Dar mi-a plăcut asta. Niciodată nu și-a trădat prieteni. Niciodată. Nu, domnule, am rămas cu prietenii cu aia. Da. Aia care m-au lăsat pe mine, m-au lăsat, dar... Uite, stai asta zis Marana. Nu, iar e cu Miștocărel, cu Caterinca, cu gură mare, cu... Dar este, are caracter și coloană vertebrală cum... E sensibil? Da. Plânge la filme? Nu știu, la da. Nu, domnule, dar am fost pus în viața mea, făcând de toate...
A plâns la Titanic? Nu, deci am fost pus în situația în care să am mari avantaje, ori să îmi trădez unul din prieteni, cu prostele mele pe afară, nu sunt de televizor de astea, și nu am niciodată, am mers așa, bă, până mă duc, ce o să întâmpla, s-a întâmplat, dar niciodată n-am turnat, n-am făcut afară, dar și aici, aici ai lăsat de la tine, ai pierdut, ai... Da, nu m-am văzut, bă, fraier, duceți-vă, bă, de aici, nu stau să mă agit, să iau, să fac. Și nu, ori dacă pierde bani, dacă el nu suferă, el își trăiește viața și e vesel și... pozitiv, lasă, domne, face. Niciodată nu l-ai văzut așa, trist sau nu, supărat? Nu, sau să se consume, că am probleme, am grijă. Nu, nu l-am văzut. Și cum face asta? Nu știu. Niciodată de asta, de asta la 70 de ani arată cum arată. El ia tot așa la mișto. Deci eu în primul rând iau totul un catering. Da. Orice mi se întâmplă. Și 10 lei dacă are în portofel, pentru el nu contează, el e fericit, el nu-și face griji ce face. Am avut și un atut de la viață, niciodată n-am fost sărac. Știi cum e, că dacă Dar ai trecut și prin perioade când am trecut, dar tot timpul, adică n-am plecat cu la două camere și așa. Deci am avut vilă cu piscină, sufragerie, cu alea, cu alea. Deci am avut toată viața mea, am căzut în picioare, cum să spun. Nu am stat, nu știu, să mă duc la... Nu pui la suflet sau... Nu. Dar nu pun la suflet, dom'le, nici la mormântări, la nimic. Eu sunt... E, la mormântări... E sufă, dar se transformă într-o mare vizionare. Nu vorbesc de mormântări. Într-o tu cum îl caracterizezi, Ana? Sunt de acord cu tot ce a spus Maranda. Aș adăuga că este un tip foarte autentic. Este foarte spontan, ceea ce trădează inteligență. Și are un simț social foarte bun. Adică pe el poți să-l pui în orice mediu. Da, și în corp. Și... Da, exact. Și se adaptează și vorbește pe limba oamenilor respectivi. Dar asta avem și noi și eu sunt la fel. Da. Ceea ce oriunde este mai rar. Nu contează că mă duci în cort, că mă duci în garsonieră, în clerentar, că n-am nicio... Foarte frumos. Câți ani ai, Serghei? 69. Ne-am învățat să nu fim, să, cel puțin pe mine, să nu fiu rasistă. Adică de mică mi-ai zis, domnule, și da, cu țiganii, dacă sunt oameni cu tine, te comporți, toți pe țiganii mă iubesc cel mai mult și țiganii stau cel mai mult lângă tine. N-am nicio problemă. La orice scandal care am avut asta, sau în viață, toți au trădat în afară de țigani. Țiganii nu m-au trădat niciodată, fără catrică. Eu mă bucur mult că ați venit. Nemții și alții care nu sunt țigani complet, sunt... Corcolo, m-au trădat. Acum știi să cum e, toți la fel. Să experiența fiecăruia aici. Experiența fiecăruia. Mai trebuie întrebări. Erau așa mai multă joacă. Eu mă bucur mult că ați trecut pe la noi și mă bucur mult că ai venit cu fetele tale, Serghei. Serios. Mulțumim mult de tot. Să aveți sărbători fericite. Mulțumim. Doamne ajută. Mulțumim.